A făcut prăpăd în Europa Centrală, ajunge și în România. Harta țării este colorată în galben și portocaliu, însă sunt și județe vizate de cod roșu, de ploi torențiale și furtuni. Care este situația acum, dar și la ce să ne așteptăm în orele următoare? Aflăm chiar acum de la meteorologul de serviciu, Alexandra Roșioară. Bună dimineața, vă mulțumim! Bună dimineața! Ce informații aveți pentru noi? În cădere a fost emisă o avertizare meteorologică formată dintr-un cod galben și unul portocaliu. Codul galben este valabil până astăzi la ora 18. Zonele vizate de acest cod sunt Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei și al Munteniei, unde vor fi cantități însemnate de apă. Acestea vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări local și temporal cu rafale în general de 55-65 de kilometri pe oră. Totodată este valabil și un cod portocaliu până astăzi la ora 15. Zona vizată de acest cod este Moldova și județul Buzău. Aici cantitățile de apă vor fi de 40-60 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 70-80 de litri pe metru pătrat. Deci astăzi ploi sunt așteptate în mare parte din țară, dar ploile vor continua și în zilele următoare, local și temporar. Pentru capitală ce ne puteți spune? La București astăzi o maximă de 21-22 de grade, iar trecători la începutul zilei mai sunt așteptate ploi slabe. Alexandra Roșioară, vă mulțumim foarte mult pentru informațiile aduse în jurnal. Mergem mai departe.